Așadar, dragilor, știți, am de fiecare dată când eu fac o lecție cu una dintre nepoțelele mele, am o stare de bine pe care nu știu cum să o pot traduce în cuvinte, numai că, ca să o înțelegeți foarte bine, așa din filmele acestea pe care le-am făcut de-a lungul timpului cu cei care, pe care nu i-am știut, nu-i cunosc, și cu care de fiecare dată împreună cu ei m-am bucurat, vă dați seama cu atât mai mult când e vorba de nepoțelele mele. Așadar, Măriuca, pornim la treabă că ți-a fost foarte tare dor de o lecție de matematică. Și să, dacă aș putea, altădată știi că am făcut-o și în engleză pentru Ana, dar să o facem în română deocamdată, că ne obișnuim să urmărim lecția în română și tu, cum știi să vorbești și în engleză, o vei face de fiecare dată. Dar poți să-i zici lui Măriuca, lui Ana, că s-ar putea să vadă și ea lecția asta. Să o salutăm și pe ea. Salută-o Hello, tu în Ana. engleză. Salută-o în română, poftim. Te salutăm, Ana, și Bubu o spune că te așteaptă cât de curând și pe tine la lecție. Așadar, uite, am să-ți dau un număr și să văd cât este rezultatul împărțirii la 4. Deci, ia la Nu întâmplare. văd tabla sus. Dă-l tu un număr. Dar nu văd tabla de sus. Nu vezi tabla? Măcar partea de sus. Așa, Așa. acum se vede. Acum se vede, da? Uite așa, acum se vede. Da. Dă tu un număr care vrei. 4826. Bun, 4826. Hai să-l împărțim la 4. Deci, împărți la 4 și te rog să faci tu împărțirea acestui număr. Zic cu tare? Da. Lucrezi Bine, și o noi să... fac. Bine. 4 din 4 odată. Da. 1. 4. 8 din 4 de 2 ori. Da. 2 din 4 nu se poate. Deci l-am coborât pe 2. Nu se poate. Dar Așa. 2 din 4, 0. Nu-i bine spus. Vă pronunțe cum trebuie. Nu 2 din 4. 4 în 2. 4, 1, 4 2, în 2 nu se 3. poate. Deci punem 0. Deci punem 0. Atenție că aici e o capcană, nu? Spune prietenul nostru că ei nu știu. Atenție, dacă voi spuneți că nu se poate și coborâți pe 6 și n-ați spus 0, vă dați seama că ați greșit. Ați, număr, de câte ori chiar așa, de câte ori e mai mic numărul ăsta dacă ei n-ar pune pe 0? Poftim? De câte ori e mai mic? Uite, vrei să facem greșeala lor? Cum au făcut-o ei? Nu. Facem cum trebuie și pe urmă vom vedea și Da. de... Deci punem pe Și acum 6. 26 din 4 Nu, egal. nu, nu-i bine. 4 în 26 4 sau din 20. 26 împărțit la 4, așa trebuie pronunțat, da? 26 împărțit la 4 egal cu, te rog. Stai puțin că nu vine acum în cap. Păi ne gândim așa. 4 ori cât se apropie de 26? 4 mulțit cu cine? Să fie cât mai aproape de 26. 5 ori. 4, 20. Da. Dacă altul după 5. Sau 6 ori 4. Așa, 6 ori 4. Cât, cu cine este? 24, dar nu cred că se 24. poate. De 6 ori 4. Și s-a apropiat. Că 7 face ori 4, 28. Depășește pe 26. Da. Deci punem de, câte ori am zis, de 6 ori. 6 6. ori 4, 24. Și avem 1206, rest 2. Rest 2. Bun. Hai să le spunem prietenilor noștri că în clipa asta am găsit
rezultatul împărțirii, cum se numește rezultatul ăsta, că am și uitat de când n-am mai făcut. Deci rezultatul împărțirii este 1206, care poartă un nume. Câtul împărțirii? Cât? Cu cât? Uneori da? Se pune cât? Și rest. Deci câtul împărțirii e 1206 și ăsta de a rămas aici este restul. Da. Da? Deci restul e egal cu 2. Da. Ei, cum scriem chestia asta sub formă de matematică ca o probă? De împărțitul. Ăsta e de împărțitul. Ăsta da. Este împărțitorul. Și cum se... Că... Sau câtul... Așa. Ori. Ori. Împărțitorul. Da. Egal cu de împărțitul. Da, și plus restul, Măriuca. Și plus restul. Deci, da. Hai să scriem invers. De împărțitul. De împărțitul ăsta de la început. De împărțitul. Este egal cu câtul ori împărțitorul, ce ori, plus restul. Foarte important. Să știm restul acest lucru. Da? Deci de împărțitul egal cu câtul ori împărțitorul, plus restul. În cazul nostru ar însemna așa, că ar trebui să fie. Dacă a făcut o treabă bună, ar trebui să fie așa. Zi-mi tu cum să scriu în cazul nostru. 1206. Da, 1206. Ori 4. Ori 4. Plus 2. Plus 2. Egal cu 2826. 4000. 4, scuze. 4826. De acord. Asta ar fi, asta, așa, asta e relația. Dacă vreți să facem o probă, nu avem decât să mulțim pe 1206 cu 4. Chiar așa. Ia te rog să facem mulțirea asta. 1206 ori 4, Măriuca. Punem punct, că de acum cu punct vei fi obișnuită, nu cu X-ul acela care îl știai tu. Bine. Da? Deci ori cât? Ori 4. Ia să vedem, vorbește tu. Ori 4, ok. 6 da. Ori 4, 24. 4 îl ținem 2 în minte. Da. 4 ori 0 nu se poate. Deci 0 plus 2. Bun, 4 ori 0 nu se poate? Se poate. 4 ori 0 e egal cu 0. Da. Deci se poate. Când, ce nu se poate? Împărțirea la 0. Dacă ai fi pus în situația 4 împărțit la 0, nu se poate. Dar 4 ori 0 face 0. 0 ori 4 egal cu 0. Încă și am zis că nu se poate. Plus 2 și plus 2 acela? Plus 2, 2. 2. Apoi. 4 ori 2, 8. Da. Și 4 ori 1, 4. Corect. Acesta este rezultatul. Acum, dacă mai adăugăm și restul, conform nu? Ceea ce am spus mai devreme, plus 2 de aici, rezultatul va 4, fi... 4826. Am lucrat bine, mă. Foarte important. Am lucrat corect. Deci, de împărțitul egal cu împărțitorul, oricâtul plus restul, asta trebuie să înțelegem foarte bine. Măriuca, aș vrea să găsești numărul următor, vecin mai mare decât 4826, imediat următorul, pe care dacă îl împărțim la 4, să-mi dea restul tot 2. Deci, lângă 4826, urmează mai mare decât el foarte multe numere. 4828. 4828. Ăsta ți se pare ție ca fiind următorul. De ce n-ai luat pe 4827? Pentru că e impar. A, te-ai gândit că la, să fie tot par. De ce l-ai luat? Bun, eu prima chestie. Ai putea să-mi spui
4827, dacă nu par la 4, ce rest îmi dă? Fără să facem împărțirea. Poftim. Deci, ce rest vom obține la împărțirea la lui 4827 și 7, împărțit la 4, ce rest vom obține? Fără să facem împărțirea. Tot ce sigur este că nu ne-ar da cu 2. Poate 3? Dar de ce ești sigură sau așa bănuiești tu că nu cu 2? De ce nu cu 2? Ai tu o bănuială, dar poate 3, ai spus tu. Da. Dar de ce ne-ai spus 5? Restul la 5 aș fi zis că ar fi la 4829. Deci 4829, dacă îl împărțim la 4, atunci ar da restul 5, da? Așa. Așa. Bunul simț matematic îți spune ție că așa ar trebui să lucreze lucrurile. Așa ar trebui să întâmple. Dar uite, când împărțim un număr la 4, ce rest trebuie să ne gândim noi că obținem? Care sunt posibilele resturi când împărțim un număr la 4? Restul trebuie să fie sub. Sub 4. Că dacă e mai mare decât 4, mai merge o dată. Sau e egal cu 4. Deci restul totdeauna e mai mic decât împărțitorul. Foarte important. Deci important. Foarte, foarte, foarte important. A uitat să-mi de chestia asta. Deci restul e mai mic decât i. Strict mai mic. Restul e strict mai mic. Așadar, la împărțirea la 4, eu aștept restul mai mic decât 4. Deci resturile posibile la împărțirea la 4, unui număr la 4, resturile sunt 0, 1, 2 și 3. Da. Deci resturile împărțirii unui număr pot, resturile pot să fie de la 0 începând până la cel mai apropiat de numărul respectiv decât împărțitor, dar mai mic decât împărțitor, strict mai mic, fără să fie și egal. În cazul nostru, resturile posibile sunt aceste numere care sunt de la 0, 1, 2 și 3. Da. 0, 1, 2 și 3. Bun. Deci ce am întrebat eu, că să fie 5, trebuia să spui, băi, bubule, dar ce faci, dormi? Păi cum să spui restul 5? Restul nu poate să fie decât mai mic decât 4. Deci numai 0, 1, 2 și 3. E drept, eu n-am dormit. Și e posibil să fii foarte atentă ca să nu fac greșeli. Știi bine că nu am mai discutat. Nu prea am dormit. Deci n-am dormit? Uite așa că te-am așteptat. Nici eu nu prea am dormit. Nici tu n-ai dormit. Dar atunci trebuie să chemăm pe cineva să fie foarte atent ca să nu greșim noi. Da? O să încercăm ca să suplinim asta prin sporirea atenției noastre. Hai să recapitulăm. Deci tu ai dat un număr la întâmplare. Exact ca atunci când facem, cum se cheamă, chestii de cerea. Nu ne-am înțeles asupra numărului. Și am zis, hai să-l împărțim la 4. Și cu ocazia asta am văzut cum se face o împărțire. A fost capcana asta că la împărțire, la momentul acela, când pe traseu nu se poate face împărțirea numărului pe care l-am coborât, când l-am coborât. Fiecare coborâre determină o cifră acolo. Doiul când a coborât a fost mai mic decât împărțitorul. Și atunci, atenție, dragilor, atenție multă, merge de 0 ori. 4 în 2 merge de 0 ori. Ducem 0 la cât, că altfel, de câte ori ar fi fost mai mic numărul respectiv? În loc de 1206, spuneam 126. Chiar așa. 126 față de 1206. Știi de câte ori mai mic, Măriuca? Cum am aflat de câte ori el e mai mic? Care ar fi ideea să aflăm de câte ori mai mic? De câte ori este el mai mic? Cine? 126 de câte ori e mai mic decât 1206? Cum am aflat noi de câte ori el este mai mic? Care ar fi tehnica?
Am împărțit. Ca să vedem de câte ori e mai mic, îl împărțim pe ăsta 1206 la 126 să vedem de câte ori mai mic este el. Ia să facem asta. N-am înțeles întrebarea, scuze. Repet eu încă o dată. Deci, copiii care n-ar fi știut șmecheria asta, că în clipa în care desfășurăm împărțirea, dacă se întâmplă ca la un moment dat, în urma coborârii unei cifre, numărul care îl avem format să fie mai mic decât împărțitorul, cum a fost la noi cazul acesta cu 2 și 4 fiind mai mare decât 2 sau 2 mai mic decât 4, trebuie să punem neapărat 0 la cât? Ei, și eu am spus așa, copiii care s-ar fi păcălit, și să știi că sunt foarte mulți copii care se păcălesc și nu știu să pună 0 acolo, ei ar fi fost un loc de 1206, ar fi obținut 126. În primul rând, dacă ar avea instinct, ar știa că nu e în regulă. Că n-are cum 126 ori 4 să dea 4. Foarte bine. Deci la probă tu imediat, când știi că ai varianta asta cu cât ori împărțitorul prostrează să-ți facă de împărțitul, tu ai fi observat din capul locului că e o greșeală. Pentru că 126 ori 4 nu fac 4 mic și nu știu ce. Deci, foarte bună observația ta. Ar fi vreo maxim 400 și ceva, dar... Sigur că da. Nu, 4-500, hai să zicem, s-ar apropia de 500. Dar da. Unii 4.000, nici vorbă. Deci, o primă observație este asta. Iar de, ca să afli de câte ori e mai mic, deci tu ai fi intrat repede în panică și ai spus, nu, am greșit eu ceva. Asta le spui prietenilor noștri, să fii foarte atenți în timpul lucrului și să nu greșească. Bun. Acum, eu am pus următoarea întrebare. După 4826, vreau să-mi descoper imediat numărul mai mare decât 4826, pe care dacă îl luăm și îl împărțim la 4, se dea restul tot 2. Tot restul 2. Și tu aici ai zis ca număr pe 4828. Ți-amintești, da? 4828. Cu cât a crescut el 4826 de ajuns la 4828? A crescut cu 2, da? Da. 2-ul acela, când îl pui lângă 2 restul de aici, cât va face? 4. Că el se duce tocmai la capăt, că e la unități acolo. 2-ul acela care l-ai pus tu, în plus, lângă 2-ul ca și rest, când a apărut aici, fac 4. Deci dacă am face împărțirea, ar da în mod sigur restul 4. Și 4 acela împărțit la 4 merge încă o dată. Și atunci cât ar fi 1207 și fără rest. Restul e 0. Deci la numărul la care te... Vrei să facem proba? Să vedem dacă am eu dreptate. Hai că sunt curios și eu. Hai, te rog să mă conduci. Deci 4828, acela este numărul care l-a luat tu, împărțit la 4, egal cu, vorbește tu, te rog. 1. Da. 4 în 4, vorbește așa ca să produci, te obișnuiești cu... 4 odată. Da. 1 ori 4, 4. 4 de 2 ori. Da. Coborâm pe 8. 4 în 8 de 2 ori, da. Nu se poate, deci 0. Da, coborâm pe 2, de 0. 28 din 4, 7. 7 ori 4, 28. Deci și... 1207. Corect, fără rest. Pentru că tu ai completat fostul rest de mai înainte. Cât a fost restul de înainte când am avut 1826? 2. Și ai mai venit cu 2. Și ai pus să lipi 2 acela lângă 2 și au făcut 4 și 4 împărțit la 4 au făcut încă o dată. Și de ce ai obținut? Nu de 1206, ci 1207. Da. Da? Eu te așteptam să-mi găsești primul număr, imediat următorul, deci, care împărțit la 4 să-ți dea restul 2. Deci ăsta, pe care l-ai crescut doar cu 2, n-a fost bine. Care ar fi următorul care, sigur, de data asta ești foarte aproape,
imediat, pe care dacă îl împărțim, la împărțire se facă restul 2. Asta a fost întrebarea mea. Pat 4830. 4800. Cum? N-am înțeles bine, că nu sunt pe audio aici. 30. 31 sau 32? Hotărâtă, ceartă-te cu mine. Ai motive. 30, bubule. Și spune de ce. Ai motive să te ceri cu mine, să știi că dacă te cerți, eu mă simt foarte bine. Că atunci ai argumente foarte clare. De ce crezi tu că sigur va da restul 2? Fără să facem împărțirea. Păi... Patru, 30 nu se poate. Deci, eu aș pune să fie 7, va fi 30. Asta e. Nu 7. Mai clar, Mărica, foarte bine ai zis. Dar tu ai văzut rapid aici la sfârșit, 28, 30-ul acela care e de fapt. Și ai avut foarte clar în minte chestia asta și ai judecat bine, dar tu trebuia să spui, când am împărțit la 8, când au fost 28 și am împărțit la 4, s-au împărțit exact. Acum că am crescut cu 2, exact restul l-am pus la 8, încă 2, și de aceea restul acela va fi la sfârșit. Deci 4830 este numărul pe care l-am cerut eu. Am înțeles. Deci, Măriuca, fă proba, te rog. Hai să facem împreună. 4.000, să-l vadă și prietenii noștri. 4.830 împărțit la 4. Te rog să vorbești. Patru în patru deodată. Da. 4 în 8 de două ori. Da. 4 în 3 nu se poate, 0. Da. 4 în 30 fix nu e, dar ce mai aproape este cu 7, adică 28. Și 30 minus 28 egal cu 2. Perfect. Și scriem și 7. Deci 1207. 1207 și restul 2. 2. Măriuca, sunt atât de fericit și iată cum am găsit noi două numere, unul după altul, consecutive, care împărțit la 4 să dea restul 2. Vrei să spui care este următorul? Imediat după el. Deci, imediat următorul. Uite de cum au fost ăștia vecinii. 4826, 4830. 4834. E sigură? Eu scriu. 4834. Spune-mi cât este câtul la împărțirea asta. Sau... Data trecută a fost 1207. Cât va fi câtul aici? Doi. Restul este 2. Câtul împărțirii? Câtul, adică... Câtul 1200...
1208. 8, corect, foarte bine, 8. 8, pentru că mai devreme aici a fost 7, ți-am amintit și 1207, aici a fost 1206. Acum va fi 1208. E minunat. Crești cu... Vezi? Deci, după aia, cumva, ar fi 2838. Perfect, Mărica. 4838, foarte bine. Altul? 4842. Și tot așa, plus 2. Deci, toate aceste numere, la împărțirea la 4, dau restul 2. Toate dau restul 2. Da. Câte numere am găsit aici? 2, 4, 5. Următor, cât ar fi, Mărica? 4846. Da. 4850. 50, corect. Știi ce? Ai putea să mi-l dai să sărim peste trei numere și mi-l dai pe al patrulea. Deci pe ăsta nu-l vreau, pe ăsta nu-l vreau, pe ăsta nu-l vreau și pe ăsta-l vreau. Deci 4862. 4860. Nu, nu 2. 6. 4086, foarte bine. Perfect, ai prins de poantă. Știi ce mă bucur? Vezi? De aici e matematica frumoasă. Ce ai înțeles tu aici? Că ăștia care se termină cu 6. E o formulă care trebuie să o afli. Clar, parcă ar fi o formulă. Foarte interesant. Vezi că tu spui problema unei formule după care apar numerele de tipul ăsta. Eu nu mi-am pus problema, dar uite că tu mă provoci la chestia asta. Și tare mult aș vrea să găsim vreo idee. Dar deocamdată suntem într-o tatonare. Deci 2, 4, 5 sunt numerele acestea. Și iată cum cârdul ăsta se termină în 6. Da? Ăsta se termină în 0, că e de așteptat să fie 4800 cât? 4800, spune tu aici, că să nu greșesc eu. 4870. 4870, foarte bine spus. 4800. Hai să-l completăm și pe ăsta, că știi că mi-au rămas aici niște semne de întrebare. 4854. 4854. 58. 4858, ai spus bine. Și 4000, cât ar fi ăsta? 4862. 62. Foarte bine, Mărica. Foarte, foarte bine. Mă bucur că ai urmărit acesta. Și uite, eu am descoperit că la unități, cifra unităților pe coloana asta este 6 tot timpul, la 10, 20, 40, 60, care ar fi următorul aici descris? 4000. Scuze. Ce ai zis? Uite, am zis așa, că aș vrea să completez acum pe coloana asta. Că din ce am descoperit, 6, 6, 6, 6 este la unități. Pentru 10, 20, 40, 60, la 10 se vede că din 20 în 20. Și care ar fi numărul imediat? 4800. 4886.
Da, 4886. Perfect, perfect, perfect. Bun. Le lăsăm așa pe astea când rămâne într-un studiu. Prea mi-a plăcut foarte tare. Tu mi-ai propus o formulă, dar eu acum, dacă nu-mi vine în minte niciuna, tu sesizezi că ele sunt de o anumită formă. Cred că ar trebui să luăm așa. Pe 4826 l-am scris ca fiind egal. Cred că trebuie să plecăm de aici. Ca fiind 4 ori 1206, îți mă amintești, parcă așa a fost, plus restul 2. Nu așa? Da. Scrie și tu, te rog să scrii. Pe următorul, te rog să-l vedem. Pe 4830 este scris cum? Patru ori 1200. Șapte. Așa, 1207 plus restul 2. Nu? Toate dau da. Restul. A crescut încă 1. Nu? Da. La momentul când de câte ori se cuprinde, a crescut de la 6 la 7. Deci, ăsta ne indică că e următorul. Fie că am anunțat noi 4, dar acel 4 anunțat care l-am adăugat se găsește în creșterea asta cu unitatea câtului, de la 1206 la 1207. Următorul, 4834 este egal cu 4 ori. 4 ori 1208. 1208 plus restul 2. 2. Din nou o altă formulă. Deci din nou cu unitatea a crescut. Deci vezi, consecutivitatea numerilor este prezentă la cât? La creșterea cu una câtului. Pentru că noi am adăugat 4 aici. Dar vezi că ei fiind de 4 în 4, la împărțirea la 4, câtul crește cu o unitate. A fost cât 1206, 1207, 1208. Și următorul, te rog, dictează-mi tu, 4800. 4838. 38 este egal cu, te rog, vorbește. 4 ori 1209. Da. Plus restul 2. Așa. Apoi. 4842. Da. Egal cu 4. 4 ori 1210 plus restul 2. 1200, cât vine? 10. 10, foarte bine. Cât după 9, 10, corect. Am plus zis restul. Eu greșit? Nu, eu n-am înțeles. Ah, ok. Deci tu ai spus bine, dar eu n-am înțeles. Hai, te rog, continuăm, că vreau să scriu pe toate. 46 egal cu 4 ori 1211. Așa. Plus 2. Hai. 4000. Scuze. 4804. 40 sau 50 ar veni că 50. Nu? Da, egal cu 4 ori 1212. Da. Plus restul 2. Bun. 4854
4854 egal cu 4 ori 1213 plus 2. Patru mii 858 egal cu 4 ori 1214 plus 2. Corect. Dar de ce trebuie să scriem toate? Deci, ce sesizăm? Că toate numerele astea sunt de 4 ori un număr plus 2. Că tu întrebai, parcă astea o lucrează după o formulă deșteaptă. Și formula asta este 4 ori un plus 2. Și tu dacă vezi, dacă asta era, că tu mi-ai spus, parcă este o rețetă de obținere a lor. Noi ne-am înțeles că le dăm 4, 4, 4, dar există și o altă formulă. 4 ori ceva plus 2. Bunoară, în mod sigur, 4 ori 703 plus 2 este un număr care va rezulta de la înmulțirea asta. Va fi un număr deștept care dă cât? Hai să vedem cât ne dă. 4 ori 3, 12. Nu? 4 ori 3, 12. Da. Și cu 2, 14. Și pun 14 că am 0, 4, 0, 0. 4 ori 7, cât vine aici? 4 ori 7, 28. 8 și 2. 28 trebuie să scriu, Măriuca. Da. 28. Deci 2814 este un număr care face parte din categoria acestora, el fiind de calitatea aceea că dacă îl împărțim la 4, restul este 2. Este fantastic. Asta mi-ai propus tu mie. Asta mi-ai propus, asta mi-ai cerut. Să găsim noi o formulă a tuturor numerilor care împărțit la 4 să facă restul 2, este, nu, formula este așa. 4 ori numărul care vrem noi, un număr, plus 2, egal deștept. Adică ce înseamnă că e deștept? E de tipul acela, deștept, care îl căutam noi. Deci, Nu ne mai trebuie nimic spus altceva. Altfel spus, în loc de număr, pot să spun un număr n. Deci 4 ori n, ori un număr n, plus 2, egal ceea ce căutăm noi. Adică numere de tipul acesta care împărțit la 4 să ne dea restul 2. Da. Deci am găsit o chestie, nici nu m-am gândit vreodată că pot găsi așa ceva. Uite că împreună acum noi, în discuția asta, că tu mi-ai venit cu propunerea. N-am zis eu. Că tu ai spus, știți ce, nu s-ar putea găsi o formulă, că pare prea deșteaptă chestia asta. Și vezi, 4 ori, un număr, și ca să fie consecutive, merge cu unitate, cu încă una, încă una, și le găsim pe toate consecutiv. Păi dacă știam noi asta, mai puteam, părțeam atât de mult. Care ar fi primul număr care împărți la 4 să facă restul 2? Primul număr pe care din toate acestea, care ar fi primul număr pe care împărți la 4 să dea restul 2? Cel mai mic număr. Hai că asta e treabă foarte tare. Cel mai mic și număr. Și de mai sus sau orice? Nu. Așa. Cel mai mic număr natural, adică cel mai mic număr cu putințe, care împărți la 4 să facă restul 2. Trebuie să începă cu 1000. Cu 1000. Adică în loc de unde poți să pui tu cel mai mic număr ca să dea restul 2, gândește ce număr poți să pui aici, la loc de n, cel mai mic cu putință și care, la împărțirea, la 4 să-mi dea restul
Doi. Cel mai mic, de aici provine. Un număr, ca să vedem dacă e cel mai mic. De ce crezi tu? Așa știu, mă. Pune cel mai mic număr N. Care, din numerele care le-ai învățat tu, a numerelor naturale, că doar cu astea ai lucrat până în momentul de față. Care e cel mai mic număr natural? Încerc să mă gândesc la un număr care... sau cel mai mic număr care se poate fi mulțit cu 4 și se adaug 2. Așa, dar de invers, bă. Pune în loc de N cel mai mic număr natural, că atunci îți iese foarte rapid. Ca, noi am găsit. Cât? 1? 1. 1. Ia să vedem. 4, 1, 4. Și cu 2, 6. Sigur că da, este, dar nu știu dacă e cel mai mic. N-ar putea să fie în 0? Sigur că da. Da, ar putea. Sigur că da, ăsta-i. Și atunci vine 4, 0, 0 și cu 2, 2. 2 este cel mai mic număr natural care împărțit la 4 îi dă restul 2. Ha, ce treabă faină! Bă, ce șmecherii putem găsi, mă. Nu m-am gândit, mă, niciodată. Uite, acum știi că tu m-ai provocat. Uite-ți cât de frumoasă este lecția noastră. E din ce în ce mai frumoasă. Că nu m-am gândit să fac așa ceva, măi, Mărica. De uite că atunci, că tu ai fost cea care mi-ai produs, caut o formulă, bunule, că nu sunt așa la întâmplare. Trebuie să fie o șmecherie. Deci, asta e șmecheria. Cel mai mic număr natural este 2. Deci dacă ar fi să începem cu numerele acestea în ordine, de la cel mai mic la cel mai mare, care e împărțit la 4, eu am început de la un loc încolo, dintr-un loc anume, pentru că tu mi-ai spus, tu mi-ai dat numărul 4.000, nu știu ce, nu știu, că nu ți-l-am cerut, nu l-am dat eu, tu l-ai dat. Da. Da? Este înregistrat, că doar așa am pornit noi la lecții. Deci, dacă ar fi așa să vedem toate numerele acestea, ar trebui să spunem așa, că primul număr cel mai mic, cu adevărat cu care încep, încât împărțit la 4 să facă restul 2, este 2, apoi... Trei ar merge. Păi oare trei împărțit la 4 de restul 3? Da. Păi cum se întâmplau astea? Cum creșteau de la ăsta imediat următorul? Plus 4. Adică 2 cu 4? 6. 6. Sau aici îi da lui el valoarea 1. 4 ori. Deci a fost 4 ori 0 plus 2 și ne-a dat 2. A fost 4 ori 1, următorul, imediat, plus 2 și egal cu 6. Apoi cine ar fi? Apoi ar fi 10. Corect. 4 ori 2, 8 și 2, 10. 10, apoi care ar fi? Am... 14. Corect, 14 din 4 în 4, Măriuca, 18. Hai, te duci și așa mai departe. Dă-mi-l pe al din cârdul ăsta, puncti, puncti. Dă-mi pe cel de pe locul 20. Hai, că aici e foarte tare. Cel de pe locul 20. Adică? E asta, cum mi-a ieșit așa întrebarea asta mie? Deci de pe cel pe locul 20. Există vreo șmecherie? O, da, dar e foarte tare. Uite aici, cum a fost obținut pe primul? I-am dat lună 0. Pe al doilea, lună i-am dat 1. Pe al treilea, 4 ori 3, 4 ori 2, pardon. 4 ori 2, plus 2. 8 și 2, 10. Deci ca să-l găsesc pe al treilea, i-am dat lună valoarea 2. Ca să-l găsești pe al 20-lea?
Schimb 2 în 20. Deci pe N să fie nu 20, cu unul mai puțin. Că uite, Măriuca, ca să-l găsim pe al treilea, 1, 2, 3, N a fost 2. Deci cu unul mai puțin decât poziția. Asta e tare, foarte tare. Ce? Deci vine cât? 4 ori? 4 ori 19. Poftim, da? Plus 2. Plus 2. Ce face? 4 ori 19. 4 ori 9, 36. 6, ținem. Stai, pot să fac pe hârtie repede? Da, da, fă mulțire acum. Eu aș fi făcut așa. 4 ori 20, fac 80, minus 1, 4. 76. 76 și cu 2? Plus 2, 78. Asta era, Mărica. 78 este al, hai să spunem așa, 78 și îi spune că de sus e al 20-lea. Al 20-lea. Vreau pe cel de pe poziția 100. Ah, acum să văd eu. Deci cel de pe poziția 100. 499 plus 2. Așa, te prins, mecheroai că ești. Foarte tare. 4 ori 99 plus 2. Și cât face? 396. 396. Așa și plus 2? Și plus 2, 398. Corect. 398. 398. Minunat este. Măi, Măriuca, măi, unde am ajuns, mă? Măi, unde am ajuns la ce șmecherii? Nici mă, stai, de unde am plecat, că am și uitat de unde am plecat. Hai să ne revenim un pic. Să ne revenim un pic de la ce am plecat noi și la ce chestiuni frumoase am ajuns. Este superb, superb, superb. Poate să zic că, hai să recapitulăm. Începi să povestești tu. Am început, cerut un unui număr la întâmplare, nu? La nimereală. Așa, la nimereală. Dat de mine. Nu de, tu le-ai dat. Da, eu l-am dat. Așa. După aia... Și am zis, hai să împărțim la 4. Da. Și ne-a dat restul 2. Și tu ai întrebat care alte numere mi-ar da tot împărțit la 4 să ne dea restul 2. Și atunci am aflat formula asta. Foarte, dar am muncit, hai să spunem corect, am muncit. Am tot găsit numele acestea și tu ai zis, inițiativa aia ta. Deci, repet, eu m-am trezit tot luat de tine de mână și tot mai... M-ai zis, hai să mai mergem și aici, hai să mai mergem și aici, hai să vizităm și aici. Și ai spus, nu se poate, trebuie să există o formulă. Și care e formula? În matematică există tot timpul o șmecherie sau o formulă. Da, 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 tu ai spus așa, există ceva, nu se poate, nu se poate. Și atunci, este minunat lucru, minunat lucru că... Inițiativa asta ta mi-a convenit. Eu am simțit că lecția noastră va fi cea mai frumoasă. Pentru că, cum să spun, prea mare bucurie aveam să fac lecția. Și știam, eu nu m-am pregătit, că nu știam cum să încep, ce să fac. Dar tu ai fost cea care ai condus lecția, pentru că ușor, ușor m-ai dus spre această găsirea acestei formule pe care eu, uite, am să o încadrez. Că este de tipul acesta, 4 ori n plus 2, și în dreptul lor scrie toate numerele, hai să află toate numerele, care împărțite la 4, dau restul 2. 4 ori n plus 2. Da. E nemaipomenit. Foarte interesant. Și noi acum am putut să găsim, fără să le luăm așa din aproape, din aproape, că noi descoperim că știm câte din 4 în 4, din 4 în 4. Și acum... E formidabil că într-un șir de ăsta putem să găsim, iată, ca să nu creadă prietenii noștri că noi, cum să spun, trișăm. Nu. Vreau să mi-l găsești din cârdul ăsta, din șirul ăsta,
o să vezi, în clasa a cincea se fac șiruri. Ceea ce fac eu acum cu tine, vei avea foarte multe greșiți de făcut. Deci, se dă o rețetă și după rețeta aceea se obții termenul și se duce al câtele al cutare, de pe poziția 207, de pe poziția 207, chiar așa, de pe poziția, cine este cel de pe poziția 207? Cine? 207. Da, fai. Din cărți numere. Patru ori 206 plus 2. Foarte bine te duci. 206 plus 2, da? Și vorbește? 6 ori 4, 24. Ținem 2 în minte. 0 ori 4 24. 0 ori 4 e egal cu 0. Deci 24 și cu 20. Da. Și după aia... 4 ori 2, 8. 4 ori 2, 8. 824 plus 2 egal cu 826. 824. 424. 826, corect. 826 este numărul din cârdul ăsta. Noi nu trebuie să-i scrii pe toate, pentru că am găsit rețeta de obținere. Asta este fantastic. Deci, care este numărul? 826. 826. Prieteni dragi, dacă nu sunteți convinși, facem o probă. Împărțim pe 826 la 4 și veți vedea că restul e 2. Dar noi, tocmai după rețeta asta, l-am obținut. Deci, nu aveți voie decât să faceți asta. Noi nu mai facem pentru că suntem prea siguri de noi. Așa, așa, așa arată numerele acestea. Măriuca, ce resturi mai puteam obține la împărțirea la 4? Ce resturi mai puteam obține? Care mai erau variantele de resturi? 0, 1, 2, 3. 0, foarte bine. 0, 1, pe 2 am găsit varianta. 3, 4. 4 fiind maxim. 4. Și 4? Da, se poate. Nu se poate 4. Nu. Cum restul să fie 4? Nu, că la împărțirea 4 mai merge odată. Restul trebuie să fie strict mai mic decât 4. A, da, scuze. Deci resturile sunt 0, 1, 2 și 3. Da? Deci 0, 1, 2 și 3. Deci când... 4, pentru 5. Restul egal cu 2, numerele care la împărțire la 4 să dea restul 2, deci hai să scriem și în cuvinte, Măriuca, scriem așa. Numerele care împărțite la 4, deci numerele care împărțite scrii și tu, da? La 4 dau 2 sunt de formă. Sunt de formă. De care formă? Sunt de forma 4n plus 2. Sunt de forma 2 puncte 4n plus 2. 4, adică de numărul valori 2. Așa. Unde n, cine este n? N este numărul natural. Așa se notează, cu n mare, în mod sigur. Da? Știi asta. E număr natural. Bun. Aș vrea acum să... Ce rest mai poate să apară? Cu 2, restul 2 l-am discutat. 0. Să fie și cu 0, 1, 2, 3. 2 l-am pus,
0, 1 3. Și 3. Spune-mi tu cum arată numerele care, împărțite la 4, să dea restul 1. Dă-mi un exemplu de număr care, împărțite la 4, să dea restul 1. Stai. 4. 1 plus. Dacă 4. Mai putem să începem ca numărul să fie 1. Deci, care împărțită la... Cum? Stai că ai zis ceva, mi se pare mie. Da, mai întâi să începem ca numărul natural să fie 1. Excelent. Foarte bun. Bravo. Deci, primul număr cel mai mic care împărțit la 4 de restul 1, e 1. Următorul. 2. Se mai aplică regula cu plus 4, nu? Păi gândește-te că tu ești la pupitru. Știi, la volan. Ai văzut? Cine este la volan, ăla răspunde cum trage de volan. Tu ești acale, cum a conduce ghiștiu. 5, foarte tare, foarte tare. Cum le obținut pe 5? 1 plus 2? 1 plus 4, scuze. 1 plus 4 și 5 deștept. Că dacă împarți pe 4, pe 5 îl împarți la 4, merge odată și dă restul 1. Da, într-adevăr, într-adevăr, e bun. Următorul. Următorul e 9. 9, foarte tare, foarte tare. Următorul. Următorul e 13. 13, bun. Apoi. Apoi 17. 17. De ce formă sunt acestea? Sunt de forma 4 ori 9 plus 1. 4 ori 9 plus 1. Bravo! Uite, dacă ai fost lângă mine acum, făceam așa cum faci tu cu Mihai, știi? Bravo, acel bravo. Uite așa, așa, așa. Acest gest îl făceam. Da, uite, sunt foarte, foarte încântat pentru că ai prins mecheria și este clar, numerele acestea, 1, 5, 9, 13, 17, sunt de forma 4, N, plus 1, N, natural. Excelent, excelent, Mărica. Hai să vedem care împărțit la 4 să facă restul 0. Patru ori nu. Deci restul să fie 0. Patru. Așa. Dar care ar fi cel mai mic? Cel mai mic ar fi 0. 0. 0. Cu el începem. 0. S-a suflat Mimi. 8. Da? 0, 4. Apoi. 8. 8. Apoi. 8. 12. Da. 16. Apoi 16.
20, 24 și tot așa. Adică? Adică de ce formă sunt astea? 4 ori nu. Ai zis, nu, 4 ori nu, foarte tare. Nu neapărat trebuie să mai punem plus 0, că degeaba. Asta, ce rost să mai punem 0, că n-are nicio farme, nu se merită. Până natural. Bravo, Mărica! Ba. Și restul 3? Deci aici restul este 1, aici restul este 0 și acum restul să fie 3. Restul 3. Mai întâi începem cu... Zero. Păi stai. Zero este aici. Nu, nu, nu. Trei. Asta. Deci cu trei, apoi. Apoi șapte. Da. Șapte. Apoi 15. Nu, nu 15. Scuze. 11. 11, foarte bine. După aia 15. 15 și așa mai departe. Continuăm puncte, puncte. Da. Și de ce formă sunt acestea? 4 ori n plus 3. 4 ori n plus 3. Corect. Hei, Măriuca, să ții minte că filmulețul ăsta pe care l-am făcut până acum, e de o frumusețe extraordinară. Îl rog pe tata să-l pună pe internet și să spun că merită și alți copii să se bucure. Pentru că tu ai fost cu inițiativă, tu ai condus egheșițiul ăsta. Tu m-ai dus. Eu abar n-aveam ce să fac. Chiar mă gândeam acum, când nu eram în cameră, că tu ai sunat și ai zis că vrei neapărat să stăm de vorbă și eu mă gândeam ce să fac, ce lecții să fac. Și Mimi îmi spunea că să te întreb ce lucruri ai vrea tu să afli, cum nu știu ce. Și eu ziceam, las că ne dăm noi seama că doar nu-i prima lecție asta care o facem. Și nu-i ultima lecție. Asta atât de frumoasă este încât, uite, de la o etapă la alta, mai interesante lucruri, mult interesante. Deci resturile, faptul că resturile la împărțirea la 4 sunt 0, 1, 2 și 3, 0, 1, 2 și 3, numerele de tiparul acesta sunt pe rând. 4 ori n când dă restul 0, 4 ori n plus 1 ca să dă restul 1, 4 ori n plus 2 și 4 ori n plus 3 când restul dă 0. Lui nu-i dai valori de la 0 începând și găsești toată mulțimea numerelor respective. Absolut pe toate o găsești. Dar este superb. Cum nu trebuie să le, cum să dai toate valorile, dacă cel de cineva care este cel de pe poziția 100 sau 200, am mai descoperit și șmecherea asta foarte frumoasă, foarte interesant. Cum anume din cârdul ăsta îl găsești pe cel care dorești tu la poziția respectivă. Așa că e teribil de interesant. Dar stai o clipă, ce mai mi-a venit în minte? Dar dacă schimbăm împărțitorul, până ori dacă schimbăm împărțitorul la 5, în loc de împărțitor la 4, oare am putea face același lucru și la cele? Am găsit așa? Da. Eu să văd, mă, că chiar mă-i curios. Deci ne-am putea pune și problema asta. Dacă împărțitorul, deci în loc de împărțitorul să fie 4, hai să discutăm despre împărțitorul I egal cu 5. Ce resturi vom găsi dacă împărțim la 5? Ce resturi vom găsi? 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 și 4. Foarte. Hai să vedem pentru restul, când restul e 0. Cum arată numerele acestea? Hai să le notăm cu un X.
X arată de forma când restul să fie 0. Mai bine, hai să vedem modele. Dă-mi ca să se împartă restul să fie 0, înseamnă să se împarte exact. Să se împarte exact la 5. Care okay. ar fi exemplu? Nu știu dacă de la mine sau de la tine, dar nu se mai vede foarte bine tabla, că... Stai, nu știu de ce arată ciudat. Stai. Nu că... Stai puțin. Tu trebuie să reglezi ceva acolo? Încerci tu? Nu, dar se vede ciudat tabla. I-am trimis lumii mie o poză. Nu știu de ce se vede așa. Mm-hmm. Deci care ar fi la împărțirea exemple de numere care împărțit la 5 se facă restul 0? Văd doar albastru la tablă. Vezi doar albastru? I-am trimis numele meu poză. E trimis, e o poză ca să vadă... Acum am uit. Eu nu știu ce să fac aici dacă tate vine. Dar nu știu, eu nu știu bine că nu mă pricep deloc ce să spun. Dar ce cu poză? Adică văd poza, dar nu știu despre ce e vorba. Așa se vede, se vede. Ah, e ceață așa? Ia uite de ce se vede. Dar nu știu ce să fac aici. Închide și deschide camera, poate? Dar de la noi, oare sau de la tine? Nu, de la uite, noi. Uite, dacă tu, cât facem asta, hai să închidem, să facem o pauză și dacă tu mai dorești, mai intrăm după aceea. Că, știi, noi am făcut un efort destul de mare, ne-am luat cu ieșițiile și tare frumoase sunt. Dacă tu mai dorești, gândește-te la varianta aceasta când împărțitorul este 5, de ce formă? Cum am făcut la 4, gândește-te și pentru 5, și pentru 6 și așa, ca să găsim o idee generală pentru tipuri de numere de acestea. Când știi ce mai mi-am venit în minte? Dacă mai vrei în seara asta, să facem, să încercăm să adunăm numele de tip. Deci s-a deschis acum un câmp de discuții formidabil de frumos, foarte interesant. Dar asta în condițiile în care tu vei dori. Dacă ție, după ce faci un pic de pauză, exact ca la clasă, că nu poți să o ținem așa două ori continuu, mai ales când avem antrenament, dacă am obosit eu. Care nu am nu prea obosesc la matematică. Eu nu prea obosesc, tu știi. Că pot să fac, am făcut știi 7-8 ori într-o zi continuu fără să obosesc. Legate. Dar pentru tine nu se pune problema. Și eu îți mulțumesc pentru că astăzi mi-ai oferit șansa să fac cea mai frumoasă lecție. Cumva cum am făcut plus 4, cumva acum facem plus 5? Nu plus 5. Cred că vine 5 ori și plus resturile. Că dacă împărțitorul e 5, cum a fost aici 4 ori, ne? 4 ori, mă gândesc să fie 5 ori n plus 0, 5 ori n plus 1, dar nu-ți mai spun că tu m-ai tras din limbă și mai crecești. Adică vrei să ai tema făcută. Da, uite-te mă că nu mi-am dat seama. Eu mi-ai făcut oare să fie așa ca eu să mă prind în plasa ta și să răspund, să-ți fac temă. Rezolvat. Da, asta ai făcut. Da, foarte frumos. Deci, primul ar fi, dacă cu restul 0, ar fi așa, 5, ar fi 0, primul exemplu, pe urmă, 5, 10, 15, 20, 25, așa ar fi. Deci, de forma 5 ori n, fără să mai pui restul plus 0.
Asta, eu zic că este timpul să ne oprim. Vezi, ai gândit tu vreodată că eu îți propun să ne oprim? Uite, surpriza mare, că eu îți propun să ne oprim. Surpriza mare că îți propun să ne oprim și dacă tu vei mai dori și vei simți în cursul zilele azi, foarte bine. Dacă nu, altă dată, adică mâine, nu altă dată, prea mult. Mâine aștept cu nerăbdare, că cine știe ce inițiativă mai ai, cine știe ce idei frumoase poți mai ai și să fie o lecție foarte, foarte interesantă. Dar roagă-l pe tate să pună lecția asta pe internet. Eu vreau acolo la Prof Online pus acolo lecția asta, că prea frumoasă a fost, prea interesantă ca să nu punem. Scuze dacă și am mai ales mai greu, dar... Nu, ai făcut lecția foarte, foarte bună și de ce vreau? Chiar vreau să o vadă și Ana. Țin neapărat să o vadă și Ana. Că are foarte multe lucruri de învățat și ea din toată chestia asta. Da? Deci eu știu bine ce spun și chiar dacă e numai în română, și dar are și o șansă să învețe și eu un pic din română, că au și uitat între timp, din cauza că nu mai făcut exercițiu, au uitat. Așadar, cel mai important lucru care am înțeles noi este acesta, când împărțim la 5 resturi, sunt mai mici decât împărțitor, 0, 1, 2, 3, 4, nu? Și formula aceea, de împărțitul egal cu împărțitor, să nu uităm niciodată. De împărțitul egal cu împărțitorul oricâtul plus restul. Foarte tare. De împărțitul egal cu împărțitorul oricâtul plus restul. Și dacă ți-am povestit că am făcut un filmuleț cu băiatul acela, Paul, și merită să-l vezi și tu. I-am spus lui Paul că îl punem pe internet, așa tati să facă... Câți ani are? 38 de ani. 38 de ani, parcă așa am înțeles. Dar îl vezi în film. Să vezi tu cum povestește ăsta și de unde o luat-o și cum învață și cum se străduie. Este un model ca să înțelegi ce înseamnă. El vorbește despre de faptul că atunci când am fost elev la matematică, informatică, nu prea am dat importanță, dar acum sunt nevoit pentru acolo unde nu știu unde face, în Belgia, dar nu știu unde face, că nu am reținut foarte bine. Și am spus că noi o să punem filmulețul așa, în naturalețea lui, pe internet, ca să vadă de ce sunt atât de căutate lecțiile lui Proful Online, pentru că le face natural, nu pregătite de înainte. Cum am făcut cu tine? Ce mai frumoase lecții când tu te trezi că faci lecții așa de interesantă. Nu-i scris, și el la fel. Da? Deci scris, amândouă. Și dacă tu ai timp, să te uiți la filmulețul ăla cum discut eu cu tânărul acela, pe care nu l-am știut. Azi dimineață m-a sunat. Și am stat de vorbă și am zis, hai să facem o lecție. Și am rugat pe tate ca să umble aici un pic pe calculator și cu ocazia asta tatăl a spus, vreau și cu Măriuca. Mulțumește, te rog să te duci să-l pui pe tate, că el a fost cel care a insistat în culise. El a fost primul care a avut inițiativa. Să recunoaștem asta. Da. Da? Ai fost foarte atent și ai fost la înălțime, Măriuca, te pupam. Fă-ți un obicei din asta. Și mâine la ora asta și poimene și în felul ăsta. Să ne jucăm de matematica. Știi ce este interesant? Măruca, te asigur că vei fi cea mai bună elevă din clasă. Toți o să te vor surprinde. Da. Cu cine faci din toamnă? Profesoară sau profesor? La cincea. Știu. O să am un profesor sau profesoară la fiecare materie. Știu, dar la mate te întrebam. Nu știu nici un singur profesor. Da, nu, deci urmează să-ți împarte catedră. Ziceam așa, zic, poate afla mama. Dacă ei te vor descoperi pe internet, s-or bate ca să te prindă la clasă. Da. Ia să întrebi cum se întâmplă când profesorii descopere că au un copil foarte bun, ei nu știu cum se poate să-l atragă la clasa lor, pentru că au cu cine discuta. Eu ți-asigur că discuția noastră se va duce acolo încât noi vom intra la un nivel foarte, foarte bun. Da? Până toamnă, hai de mine, să fim profesori. Dacă mai fiu aici la toamnă. Te pup cu drag. Ce ai zis, Măriuca? Dacă o să mai fiu aici la toamnă.
Aha, deci ceva de mersuri. Da. Ehe, bine, mai vorbim. Aflăm da. Și noi. Vă pupăm pe toți. Pa! Aha. O seară bună, Măriuca. La revedere, Măriuca. Mâine așteptăm întâlnirea de la ora 4 sau cât zici tu? Da, 4. 4, bine, puiu. Te pupăm. Pa, pa. Pa, pa, pa. Asta nu. Închide tu, tu știi să închizi. Închide tu.